Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Slăvit să fie Domnul! Scumpă Biserica Domnului, frați și surori, astăzi este o zi din viața noastră, o zi de 24 de ore ca toate celelalte care au fost și dacă Dumnezeu va mai îngădui, vor mai fi. O zi în care Dumnezeu ne-a dat har și noi am făcut ce am vrut cu El. Așa s-a întâmplat de când ne-am născut, așa s-a repetat și astăzi și așa va fi până la sfârșitul veacurilor. Dumnezeu ne vorbește prin zilele de iarnă și ne vorbește prin zilele de vară. Dumnezeu ne vorbește prin încercările care ne sperie, care pun presiune pe noi. Și Dumnezeu ne vorbește prin zilele senine, de bucurie, de succes. Și toate acestea compun existența noastră care se va încheia departe de Dumnezeu sau în brațele lui Dumnezeu. Seara aceasta este un nou moment în care Dumnezeu se apropie de noi prin cuvânt, în care ne ascultă rugăciunea, cântarea de laudă ca o expresie a recunoștinței. Și Dumnezeu ne vorbește mereu și mereu. Marea problemă cu care se confruntă oamenii credincioși care vin des la biserică este că datorită numărului mare de predici pe care îl ascultă, sunt tentați să le trateze la nivel intelectual, să le asculte, să le califice dacă sunt bune sau nu, biblice sau nu, cu putere sau lipsite de putere, și când pleacă acasă, uneori sunt tentați să uite, să le împlinească. Vă recomand și în această seară să puneți la inimă cuvântul care socotiți că vine de la Domnul, că-i potrivit cu adevărul din Scripturi, și să vă dovediți oameni veghiatori, pentru că revenirea Domnului este mai aproape decât altădată. În seara aceasta, scumpii mei, în cadrul ciclului de învățătură biblică Pildele Domnului, am ajuns la pilda vierilor. Am ales să pun această pildă a vierilor după pilda lucrătorilor viei, deoarece amândouă au legătură cu via. Vă invit să vă redeschideți Biblia, de data aceasta în Evanghelia după Luca, în ciuda faptului că această pildă este scrisă în toate cele trei evanghelii sinoptice, adică asemănătoare, și în Matei 21 și în Marcu 12, dar noi citim din Luca 20. Luca 20, 9 la 19. Luca 20, 9 la 19. Vă invit să vă ridicați în semn de respect în cinstea Domnului și cu băgare de seamă să citim cuvântul Domnului. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară, pentru o vreme îndelungată. La vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob, ei l-au bătut și pe acela, l-au batjocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob, ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit, poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem, ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierii aceia și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acelea, au zis, nici de cum! Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Preoții, cei mai de seamă și cărturarii, căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod, pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă ocupați locurile. Frați și surori, vă salut în casa Domnului și vă binecuvintez. Și numele Domnului îl pun peste persoana și peste casele fiecăruia dintre dumneavoastră. Mă rog lui Dumnezeu să aibă milă de noi și în slujirea din această seară să continue să ne inspire pentru ca poporul să capete învățătură și să capete har, să fie întărit și în vreme de nevoie să se dovedească destoinic în fața lui Dumnezeu.
În seara aceasta, cea de-a 20-a pildă, pilda vierilor. Această pildă este spusă de Domnul Iisus în Ierusalim, capitala Israelului, cel mai probabil în ziua de luni din săptămâna patimilor. Această pildă, așa cum anticipam, este menționată în toate cele trei evanghelii, iar diferența raportului întâmplării este foarte mic. Menționez faptul că pilda aceasta, dacă o comparăm cu celelalte pe care le-am studiat până acum, face diferență și prin faptul că ascultătorii spre care a fost spusă au priceput imediat ce a vrut Domnul să spună și cui a vrut Domnul să spună. Este foarte important să înțelegi ce vrea Domnul să spună și cui vrea să-i spună. Numai că nu se termină totul aici. Uneori când înțelegi că îți vorbește Biblia, te enervezi și spui, are ceva cu mine. E normal că Dumnezeu are ceva cu tine și cu oamenii ăștia a avut ceva. De multe ori Domnul Iisus a spus pilde bazându-se pe anumite aspecte din Vechiul Testament care erau bine cunoscute, cel puțin de o parte dintre ascultătorii lui. Spre exemplu, pilda oii rătăcite din Luca 15 se bazează pe anumite texte din Ieremia și Ezechiel. Pilda fiului risipitor are asemănări foarte mari cu întâmplări din viața lui Iacov, Cartea Genesa. În cazul pildei vierilor, foarte probabil că Domnul se folosește de cântecul despre via Domnului, care este menționat în Isaia capitolul 5, iar acest cântec al viei Domnului era foarte, foarte bine cunoscut de evrei din vremea aceea. Permiteți-mi să vă aduc aminte de cântecul acesta. Este un cântec de jale, este un cântec trist. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. În Evanghelia după Matei, fac o paranteză, unde există prezentată pilda vierilor, se vorbește despre gardul cu care a fost împrejmuită, despre turnul care a fost înălțat și despre teascul care a fost săpat. În Luca, unde am citit, amănuntele acestea lipsesc, dar în Matei sunt prezente, exact ca în Isaia 5. Continuăm citirea, Isaia 5. Apoi trăgea nădejde că are să-l facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, dar, zice Domnul, locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea, ce aș mai putut să fac viei mele și n-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu am așteptat să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite. Îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pustii, nu va mai fi curățită nici săpată. Spinii și mărăcinii vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt via pe care o iubea el. Cântarea continuă este cântecul de jale al lui Dumnezeu datorită viei care simbolizează pe Israel. Spuneam data trecută la pilda lucrătorilor viei și repet în seara aceasta că sunt foarte multe texte în Biblie care vorbesc despre vie. De cele mai multe ori, via fiind o comparație a poporului lui Dumnezeu. În primul rând, care a fost motivul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos a spus această pildă? În timp ce Domnul îi învăța pe oameni în templu, probabil în prima zi după intrarea în Ierusalim, liderii religioși, fariseii, cărturarii, preoții, au fost motivați de ură să îl instige pe Domnul și să-i pună întrebări care îl determină să dea răspunsuri și prin răspunsurile pe care îl dă să le expună. Ei l-au întrebat, cu ce putere faci tu lucrurile astea? Și se așteptau ca Domnul să răspundă, eu fac lucrurile acestea cu puterea lui Dumnezeu.
Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu. Dacă ar fi răspuns așa, era adevărat, dar din perspectiva oamenilor ar fi hulit. Iar pe ei îi ajuta ca să-L prezinte pe Domnul Iisus, pe Mântuitorul, drept un hulitor. Domnul însă, cu înțelepciunea Lui specifică și cu capacitatea de a le citi gândurile murdare, ia problema pe care ei o pun pe El și o mută pe ei. Și în loc să le răspundă, le răspunde cu o întrebare și îi întreabă: o să vă spun și eu cu ce putere fac lucrurile acestea, dacă și voi îmi răspundeți ceva. Ei își dau seama că Domnul Iisus Hristos acum folosește exact metoda pe care au folosit ei, au folosit-o ei, și urmează să îi expună prin propriul răspuns, și atunci îi folosesc o metodă vicleană, așa cum au folosit de obicei, ca să iasă din încurcătură. Fiind în ultimile zile ale misiunii sale umane, Domnul Iisus Hristos îi expune public pe cărturari, pe liderii religioși ai poporului, lucru pe care nu l-a făcut în cea mai mare parte a misiunii sale. Domnul s-a ferit în general să le vorbească foarte direct în public. Acum, în ultima săptămână, în săptămâna patimilor, fiind încheierea misiunii sale, Domnul le vorbește direct, le vorbește public și pe față. Aceasta este una dintre singurele pilde în care Domnul vorbește despre sine și despre ce urmează să se întâmple în zilele următoare în Ierusalim. Motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a spus această pildă a fost să le spună în primul rând liderilor religioși care doreau să treacă drept niște oameni destoinici și temători de Dumnezeu, dar și la tot poporul care pretindea că îl urmează pe Domnul fiindcă stau în templu, a dorit să le spună că Domnul are așteptări mari la ei, deoarece a investit în ei și a făcut din ei națiunea aleasă dintre toate națiunile pământului. De aceea Domnul spune această pildă, în care pune în evidență ce a făcut El, cât a investit El în vieri și cât de răi sunt vierii cu El și cu proprietatea Lui. Care sunt elementele pildei? Pilda aceasta trebuie să accentuăm de la început că este spusă evreilor, pentru evrei, despre evrei. De aceea, omul care a sădit via este Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl. Via este toată zestrea spirituală, toată zestrea divină pe care Dumnezeu a încredințat-o poporului evreu. Repet versetul 7 din Isaia 5. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt via pe care o iubeam. Vă aduc aminte de Roman, capitolul 9, versetul 4, unde Pavel spune: ei sunt israeliții. Și uitați care sunt elementele componente ale zestrei divine. Dumnezeu le-a investit în ei, națiunea favorizată de Dumnezeu și aleasă de Dumnezeu dintre toate națiunile pământului. Ei sunt israeliții. De ce? Pentru că au înfierea, pentru că au slava, pentru că au legămintele, pentru că au legea, pentru că au slujba dumnezeiască, pentru că au făgăduințele, pentru că au patriarhii și pentru că din ei a ieșit după trup Hristosul. De aceea ei sunt via, ei sunt poporul lui Dumnezeu, ei sunt investiția lui Dumnezeu. Cum au ajuns ei aici? Au ajuns aici prin ceea ce Dumnezeu a început să facă cu părintele lor, cu Tatăl tuturor credincioșilor, Genesa 12:3. Voi face din tine, spune Dumnezeul lui Avram, un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și voi fi o binecuvântare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și Isaia 44:1. Ascultă, Iacove, robul meu, Israele pe care te-am ales. Dumnezeu a ales această națiune și a investit în ea. A investit în ea.
ai investit în ea, ai investit în fiere, slavă, legăminte, lege, slujbă divină, făgăduințe, patriarhi și din națiunea aceasta s-a născut Hristosul. Ei sunt via. Cine sunt vierii? La modul general, sunt toți evreii. La modul special, sunt liderii și căpeteniile lor. Biblia menționează un alt eveniment. Stăpânul a arendat via, a dat via în îngrijire unor oameni ca să o lucreze și să aibă profit și ei, dar în baza unei înțelegeri să dea din profit și stăpânului. Cine sunt robii stăpânului? Robii stăpânului sunt toți slujitorii, ascultători de Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu. Pot fi atât îngeri cât și oameni. Dacă sunt oameni, și aici, în cazul acesta, sunt oameni, ei sunt judecătorii care au vorbit în numele Domnului. Sunt prorocii care au vorbit în numele Domnului. Sunt apostolii care au vorbit în numele Domnului. Sunt slujitorii care au vorbit, vorbesc și vor mai vorbi în numele Domnului. Și toți predicatorii care predică adevărul. Și vorbesc apărând cauza numelui lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat mai devreme, la studiul profeților mici. Cine este fiul stăpânului? Este limpede să înțelegem că este Domnul Iisus Hristos. Acesta este înțelesul de bază al pildei, dar trebuie să acceptăm că pilda vierilor, deși spusă evreilor despre evrei și pentru evrei, ea se aplică și bisericii. Ascultați cuvântul din Matei 21:43. De aceea vă spun că împărăția aceasta, spunea Domnul evreilor, va fi luată de la voi și va fi dată altor națiuni. Cui? Neamurilor. Care neamuri? Neamurilor care prin credință și pocăință și naștere din nou intră în biserica lui Dumnezeu, noul Israel. Cum se va întâmpla asta? Citeți din Romani 11. Încep cu versetul 11, un text mai lung. Întreb, dar s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor, e vorba de alunecarea lui Israel, s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci prin alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume, pentru națiuni, și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba și caut dacă este, căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, dacă rătăcirea este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, în locul evreilor, și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinilor, nu te făli față de ramuri, față de evrei. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine, dar vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință, dar nu te îngânfa, ci teme-te că dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, alminteri și tu vei fi tăiat. Și chiar ei, dacă nu stăruie în necredință, adică dacă se întorc la credință, vor fi altoiți, adică re-altoiți. Căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu atât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramul firești în măslinul lor. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care vă ține până la intrarea numărului de plin al neamurilor, și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum e scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Am vrut să citesc despre
relația Israel-Biserică, despre dispensațiile istoriei de la Israel la Biserică și din nou la Israel. Pentru ca să înțelegem că Dumnezeu i-a pedepsit în anul 70, îngăduind romanilor să distrugă templu și țara, să-i ducă în robie pentru aproximativ 1900 de ani, dar în mod miraculos să îi întoarcă în 1948 în țară, să devină o națiune puternică care se luptă cu toată lumea arabă. Și când numărul deplin al neamurilor va fi încheiat, când biserica va fi răpită, Dumnezeu să închidă paranteza și să revină la Israel, desăvârșind ceea ce pentru o vreme a oprit în timpul Harului arătat către națiunile care s-au mântuit în biserică prin credință și pocăință. Pilda aceasta are un mesaj complex și are implicații escatologice, adică escatos, sfârșit, are implicații care vorbesc despre vremurile sfârșitului și relația Israel-Biserică. Primul lucru pe care vreau să-l spun, frați și surori, la explicația pildei, cel de-al treilea punct, este faptul că Domnul le explică evreilor prin intermediul acestei pilde despre investiția pe care el a făcut-o în națiunea lor, investiție care, pe lângă calitatea de stăpân absolut, îi dă dreptul lui Dumnezeu de două ori să aibă de la ei așteptări. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Isaia, capitolul 5, versetele de la 1 la 7. Voi cânta prea iubitului meu care a zidit o vie, a sădit viță de vie de calitate, a împrejmuit-o cu un gard. Gardul presupune legea, a zidit un turn. Turnul presupune vegherea lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu. A săpat un teasc, teascul presupune încercările prin care Dumnezeu va trece poporul pentru a-l menține pe calea pocăinței. Dar vreau să vă spun că sunt oameni pentru care încercările nu conduc la pocăință și la o și mai mare răzvrătire. Nici moartea nu-i apropie de Domnul, ci dimpotrivă îi îndepărtează de Domnul. Aș vrea să vă aduc aminte de faptul că Scriptura ne spune în multe locuri despre această insuficiență a oamenilor ca să se pocăiască. Spre exemplu, în 2 Cronici, capitolul 26, versetul 16, Scriptura ne vorbește despre lucrul acesta: când nicio încercare și niciun necaz n-a fost suficient ca să conducă la pocăință. Atunci când vorbim despre explicația pildei, vreau să menționez faptul că Dumnezeu a chemat poporul evreu la mărețul har să împlinească față de lume misiunea de evanghelist mondial. Dumnezeu l-a luat pe Israel dintre toate națiunile pământului și a vrut să-l instruiască și prin el să meargă la toate națiunile pământului. Dumnezeu a investit în poporul acesta, i-a dat legi civile, i-a dat legi ceremoniale, i-a dat legi morale și dintr-un grup de prizonieri Dumnezeu a făcut în vremea lui David și Solomon cea mai puternică împărăție, cea mai bogată împărăție, cea mai etică împărăție. Dumnezeu s-a proslăvit prin împărăția aceasta. Însă, datorită liderilor corupți și neveghetori, împărăția s-a dezbinat între doi frați și familia poporului lui Dumnezeu s-a împărțit în două și de atunci a urmat prăbușirea acestei națiuni, până când a dispărut de pe scena istoriei, așa cum anticipam, pentru aproximativ 1900 de ani. Dincolo de faptul că Dumnezeu a chemat poporul acesta să devină poporul ales al lui Dumnezeu, instruit în lucrurile sfinte, în al doilea rând, Dumnezeu a avut așteptări de la acest popor, așteptări care au fost înșelate mereu și mereu. Priviți ce spune cuvântul în versetul 10. La vremea roadelor a trimis
un rob la vieri ca să-i dea partea lui. La vremea roadelor, versetul 10, Luca 20, la vremea roadelor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Dumnezeu a investit în popor și a venit vremea când Dumnezeu a așteptat ca poporul acesta, pe care Dumnezeu l-a iubit, pe care Dumnezeu l-a crescut, l-a organizat, l-a instruit, acum era vremea să producă roadă, să aducă profit. Așteptarea lui Dumnezeu a fost îndreptățită, pentru că a venit în urma investiției. Dumnezeu nu a venit să secere de unde nu a semănat, dimpotrivă, a semănat din belșug, a udat din abundență, a așteptat să crească și la vremea potrivită a venit să-și ia partea din rod. În al treilea rând, evreii l-au necinstit pe Dumnezeu de-a lungul secolelor, zădărnicind planul lui Dumnezeu. Uitați ce s-a întâmplat. Priviți succesiunea destrăbălării acestui popor și înțelegeți de aici următorul lucru. Mi-aduc aminte de ce spunea bunica și sunt sigur că și bunica dumneavoastră probabil spunea asta. Cine fură azi un ou, mâine fură un bou. Asta înseamnă că cine face azi un păcat mic și nu se pocăiește, mâine îl repetă, dar îl repetă la dimensiuni mai mari, îl repetă la o intensitate mai mare. Prostia care o face este mai mare. Dacă nu se mărturisește și nu părăsește alunecarea în care a căzut, atunci o va repeta și o va repeta la un nivel mai mare și mai mare și mai mare. Uitați cum se repetă istoria cu poporul acesta. Priviți în versetul 10. A trimis un rob, vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi. Primul lucru pe care l-a făcut este l-au bătut. Versetul 11. A trimis al doilea rob, l-au bătut și l-au batjocorit. A crescut în intensitate manifestarea violenței. Stăpânul a avut răbdare și a trimis un al treilea rob. Versetul 12. A trimis al treilea rob. L-au bătut, l-au batjocorit și l-au rănit. Asta înseamnă că a curs sânge. A fost violența mai mare. Pe primul l-au bătut, pe al doilea l-au bătut și l-au batjocorit. Pe al treilea l-au bătut, l-au batjocorit și l-au bătut atât de tare încât l-au rănit. Și stăpânul a avut răbdare. Stăpânul nu a sărit să-i pedepsească de la prima alunecare. Stăpânul nu i-a pedepsit nici la a doua alunecare. Stăpânul nu i-a pedepsit nici la a treia alunecare. Extraordinar! Stăpânul nu i-a pedepsit nici la a treia alunecare și trimite, dar nu mai trimite un rob. Face un exces de bunătate și acum îl trimite pe fiul său. Un singur copil avea stăpânul viei. Și a spus așa, o să-i cinstesc să le trimit pe fiul meu. Nu le mai trimit un rob, că poate vor zice, tu trimiți pe un slujitor neînsemnat. Am observat că există această așteptare în inima oamenilor. Dacă rog pe unul dintre pastorii bisericii să sune pe unul dintre membrii bisericii și să-i spună ceva, nu rare ori mi-a fost dat să mă mir de faptul că spune, dar de ce nu mă sună pastorul, de ce mă sun tu? Eu vreau să mă sune pastorul, eu merit cinstea asta. Pentru oameni e foarte important cine-i sună. Și atunci omul acesta a spus, o să le trimit pe fiul meu, să nu creadă că-i subapreciez că le trimit un rob. O să trimit pe cine am eu mai drag, să aprecieze jertfa mea, să înțeleagă că sunt deschis pentru ei și le ofer tot ce am. Dar priviți că problema n-a fost la el, pe cine a trimis, problema a fost la ei. De ce a fost problema la ei? Dacă nu le trimitea pe fiul lui, ar fi spus, păi n-am ascultat că la contractul am făcut cu tine. Iar roadele ai trimis pe oricine, ai trimis pe cine îl știe pe ăla, de pe ultima bancă. Nu, domne, noi nu discutăm cu ăla de pe ultima bancă. Dacă îl trimiteai pe fiul tău, atunci comunicam cu el, dar cu altcineva noi nu comunicăm, noi suntem oameni serioși. Dacă nu l-ar fi trimis, probabil că ar fi invocat scuza asta, că oamenii se pricep să aducă scuze, dar stăpânul le trimite pe fiul lor, pe fiul lui, însă pe ei nu-i satisfac.
Nu-i satisface nici fiul lui, pentru că ei nu de asta aveau nevoie. Adevărata lor motivație nu era pretenția cu privire la calitatea celui care vine, ci adevărata lor motivație este scrisă în cuvânt. Iată moștenitorul, veniți să-l ucidem, de ce? Să punem mâna pe moștenire. Lor nu le trebuia cinste, lor le trebuia proprietăți. Cinstea nu ține de foame, nu? Lor le trebuia proprietăți, le trebuia moștenire. Ei n-aveau nevoie să fie tratați cu respect, ei n-aveau nevoie de politețuri, ei n-aveau nevoie de etichetă. Ei aveau nevoie de lucruri serioase. Vă puteți dumneavoastră imagina câtă răbdare a avut Dumnezeu? Trimite un rob și îl bate. Trimite al doilea rob, îl bate și îl batjocorește. Trimite al treilea rob, îl bate, îl batjocorește și îl rănește. Și în final îl trimite pe fiul său și îl omoară. 4 persoane a trimis stăpânul. Numărul în sine nu spune nimic. Spune doar mulți oameni trimiși, multă răbdare, multă bunătate, mult har și șanse repetate. Asta spune. Vreau aici să remarc ceva ce mi se pare extraordinar. În timpul acestor 4 trimiteri, problema era a stăpânului. Versetul 13. Stăpânul vie i-a zis, ce să fac? Dumnezeu a știut că este timpul lui, este problema lui să rabde, să ierte, să iubească și să ofere o a doua șansă. Ce să fac? O să iert. Ce să fac? O să dau a doua șansă. Ce să fac? O să-i mai suport. Ce să fac? O să le mai ascult rugăciunea. Ce să fac? O să mai mă aplec din nou asupra lor. Ce să fac? E treaba mea. Eu mă cheltui. Eu investesc. Eu rabd. Eu iubesc. E problema mea. Ce să fac? Dar după ce le trimite pe fiul său și-l omoară și pe el, uitați ce pune, ce întrebare pune Dumnezeu. Acum, ce va face stăpânul vierilor? Problema nu mai este a lui Dumnezeu, problema este a lor. La început, problema a fost a lui Dumnezeu și el s-a cheltuit. A răbdat o dată, a răbdat de două, a răbdat de trei, a răbdat de patru, a folosit toate metodele culminând cu ultima. În afară de fiul său, n-avea pe cine să mai trimită. Și a trimis că era treaba lui. Dar după ce a epuizat Dumnezeu totul, acum Dumnezeu transferă problema asupra vierilor și întreabă ce o să le fac lor. Și tot el răspunde, mă duc personal la ei. Nu mai trimit robi, nu mai trimit copiii mei că nu mai am. Mă duc personal la ei și am să-i distrug. Doamne, dar Tu ai fost așa de bun ieri. Este adevărat, ieri am fost bun, dar astăzi sunt supărat. Scriptura ne spune că stăpânul s-a supărat. Ascultă-mă, dragul meu, care te joci cu bunătatea lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă un Dumnezeu supărat? Înțelegi ce înseamnă un Dumnezeu supărat? Nu ești decât o mână de țărână. Și Dumnezeu te tratează cu dragoste și ia totul asupra Lui. Ia de pe tine și pune pe El. Și iartă și te iartă și îți dă o nouă dimineață, o nouă șansă să te pocăiești, să-ți vină mintea la cap, să-ți vii în fire. Și din nou îți dă o șansă și din nou îți dă o șansă și Dumnezeu spune, este pe mine problema. Dar vine o vreme când întregi măsura cu obrăznicia, întregi măsura cu destrăbălarea, întregi măsura cu firescu, întregi măsura cu planurile împotriva lui Dumnezeu și a lucrării sale. Și atunci Dumnezeu ia problema de pe el și o pune pe oameni și întreabă, ce o să le fac acum? Acum o să-i distrug. Pare puțin incompatibil, cum menționa fratele David, că Dumnezeu își asumă astfel de decizii, îi distrug.
Uitați care este expresia Bibliei. Va veni și îi va pierde. Ce înseamnă îi va pierde? Va face să dispară. Îi va distruge. Domnul-i bun astăzi, Domnul-i bun mâine, Domnul-i bun poimâine, Domnul-i bun un an, Domnul-i bun doi, Domnul-i bun zece, dar nu înțelege că harul lui Dumnezeu este slăbiciunea pe care o manipulezi ca să te destrăbălezi. Să trăiești mereu și mereu în păcat, să-ți faci de cap și în fața lui Dumnezeu să continui mereu și mereu cu ambițiile pe care le ai. Vine vremea când Dumnezeu ia de pe sine toată povara aceasta pe care o sponsorizează iertându-te, iubindu-te și oferindu-ți din nou viață, sănătate și har pentru pocăință. Și spune, de astăzi înainte, te fac responsabil de păcatul în care ai trăit. Până acum te-am înțeles și am luat de pe tine și am pus pe mine și te-am iertat, te-am iubit, ți-am oferit șansa să te pocăiești, dar de astăzi înainte te fac responsabil. Și vin la tine, dar vin mânios. Vin la tine, dar vin supărat. Fraților, aceasta este Evanghelia. Vine vremea când Dumnezeu ne judecă după dreptate pe fiecare dintre noi. Dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală, dacă Marian a căzut deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Dar ia aminte la tine însuți ca să nu cazi și tu. Dar dacă din greșeala în care a căzut deodată face un mod de viață și cade și mâine, și cade și poimâine, și cade și peste o săptămână, și toată biserica știe că omul acesta numai în greșeala asta trăiește, atunci Dumnezeu nu mai spune dacă a căzut deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu duhul blândeții. Atunci Dumnezeu nu mai spune ce o să fac, o să-l iert, o să-l iubesc, spune ce o să-i fac, o să-l pierd. Știu că ai libertatea să faci ce vrei, ca și mine. Poți să te smerești și să te pocăiești. Însă poți să te ambiționezi și să te faci mai rău decât ai fost. Amândoi avem această oportunitate. Și fiecare face ceea ce vrea. Însă Dumnezeu din cer ia notă de atitudinea oamenilor. Observați textul biblic. Dragostea și răbdarea lui Dumnezeu se transformă în judecata și în pedeapsa lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu așteaptă de la oameni este rodul. Bisericile harismatice, biserica penticostală, bisericile evanghelice sau neoprotestante accentuează foarte mult darurile, pentru că ele sunt manifestarea slujirii. Predicarea cu succes este manifestarea darului de predicare, iar la baza acestui dar e chemarea lui Dumnezeu, care dă unora harul să predice. La baza darului de profeție este chemarea lui Dumnezeu, pe care o dă unora să prorocească. La baza darului de a cânta e chemarea lui Dumnezeu, care dă unora darul să cânte. Dumnezeu a dat unora darul să fie apostoli, unora darul să fie proroci, unora darul să fie evangheliști, unora darul să fie păstori și învățători. N-a dat la toți aceleași daruri. Pe unii i-a chemat pentru, pe alții i-a chemat pentru. Dumnezeu face chemarea, Dumnezeu dă abilități, dar eu sunt sigur că vierii aceștia, unii dintre ei au avut succes în lucru din vie. Au avut daruri, au avut talente, au fost pregătiți să lucreze cu succes. Stăpânul nu s-a supărat pe ei că n-au darurile, n-au darul de a lucra, nu sunt profesional pregătiți, că n-au competență în vie. Nu pentru asta s-a supărat pe ei, erau destoinici. Făceau lucruri de succes în vie. Știau să sape, știau să taie via, știau să lege via, știau să cunoască vremurile, să-și organizeze munca. Erau pricepuți, competenți și profesioniști. Problema stăpânului a fost rodul lor.
Și Pavel spune în Galateni capitolul 5, versetul 22, următorul lucru. Și roada Duhului dimpotrivă este și enumără cele 9 încrengături manifestări care înseamnă caracterul creștin. Noi vorbim mult despre daruri și bine facem, dar avem tendința să lăsăm în urmă caracterul și omenia și cinstea și demnitatea. Vorbim, accentuăm talentele, ce bun predicator este. Nimic nu mai trebuie dacă e bun predicator. Nimic nu mai trebuie dacă e bun cântăreț. Nimic nu mai trebuie dacă este profesionist la sunet, la școala duminicală sau în altă parte. Tot ce ne trebuie e specialiști. Păi frați și surori, Biserica lui Dumnezeu nu este o școală, o instituție laică care are nevoie de un vorbitor de succes, de un cântăreț de succes, de un manager de succes. Pe lângă profesionalismul cu care un slujitor trebuie să-și facă slujba, trebuie să fie om de caracter. Asta le reproșează stăpânul lucrătorilor viei, că n-au adus rod, nu că n-au avut profesionalism. Poate exista profesionalism, noi suntem orbiți de profesionalism. Noi trecem peste multe de dragul profesionalismului. Niciodată Dumnezeu n-a pus profesionalismul înaintea pocăinței, a neprihănirii și a spiritualității. Niciodată! Pentru că Dumnezeu nu dă nimănui neprihănire. Neprihănirea este ceva ce omul trebuie să o trăiască după ce se pocăiește. Dar Dumnezeu poate să dea putere de slujbă, poate să dea daruri în slujbă, poate să dea haruri în slujbă, poate să dea harismă în slujbă. Să primesc dar e problema lui Dumnezeu. Să mă pocăiesc este problema mea. De aceea Dumnezeu accentuează ceea ce trebuie să fac eu, nu ceea ce trebuie să facă El. Că ceea ce trebuie să facă El face, nu-i problema mea. În concluzie, Dumnezeu îi cinstește pe oameni chemându-i să lucreze în vie. Pe măsura chemării Dumnezeu are așteptări. Dumnezeu are răbdare și iartă pe oameni pentru o alunecare, pentru două, pentru trei, pentru patru. Când oamenii fac din alunecare un mod de viață, Dumnezeu îi distruge. Pentru Dumnezeu este mai importantă ascultarea, supunerea și rodirea decât profesionalismul din lucru, din vie. Închei cu gândul acesta care este cutremurător. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, dar se temeau de popor, nu de Dumnezeu. Vă puteți da seama ce fel de oameni erau în templu? Ăștia nu se temeau de Dumnezeu, pentru ei Dumnezeu era doar subiect de vorbire. Ei se temeau de oameni. Și pentru că se temeau de oameni, s-au abținut de la un măcel pe care l-ar fi făcut. Uitați ce am vrut să vă spun. Pricepuseră că Iisus le spusese pilda aceasta împotriva lor. Și acum vreau să vă întreb ceva. Imaginați-vă că sunt aici lângă noi. Dacă le vorbeam eu, știți ce îmi spunea mie? Tu vorbești, mă? Dacă le vorbea fratele David, ar fi spus, tu vorbești, mă? Dacă le vorbea fratele, să dau numele celorlalți predicatori din biserică, tu vorbești, mă? Vine Fiul lui Dumnezeu în care nu s-a găsit păcat. Le vorbește direct. Ei înțeleg că lor le-a vorbit. Și priviți tragedia. Nu se pocăiesc. Uitați-vă puțin la mine, scumpii mei. Sunt oameni care nici la predica lui Iisus nu se pocăiesc. Nici la predica lui Iisus nu se pocăiesc. Nu predica mea e problema. Nu vreau să mă dezvinovățesc, dar credeți-mă că am dreptate. Nu predica mea e problema. Nu predica acestui bărbat e problema. Nu predica lui e problema. Nu cântarea lor e problema. Știți care e problema? Nebunia din inima oamenilor, care sunt împietriți și răi. Știu că Dumnezeu le vorbește lor, dar atât de împietriți și de răi sunt, încât nu vor să se pocăiască, ci dimpotrivă, în loc de pocăință, își pun în minte să distrugă pe predicator. Și dacă n-ar mai fi oameni de față, l-ar distruge, dar se tem de oameni să nu se facă de rușine. Nu de Dumnezeu! A, Dumnezeu, mai vedem! Opriți-vă un pic și speriați-vă, pentru că mai mare tragedie decât aceasta nu există. Când îți vorbește Domnul, te rog, smerește-te și pocăiește-te. Și înțelege că astăzi mai e încă vremea când Dumnezeu zice, ce să fac? Dar când va zice, ce să-i fac? Atunci este prea târziu.
Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia.